Astăzi 14:10. Aici la un stup, deja colegul s-a băgat să-i caute Regina. Am zis că să facem un test și la stupii ăștia mari. Prinde miere. Și hai că eu până atunci pregătesc ăsta cu alcool. Colegul caută Regina. Hai, încă miroase. Așa. Și să vedem cum stă cu infestarea. O fost tratat așa cu oxistrib, nu a fost așa? Nu. Cel puțin nu. Urme nu au. Cum? Urme nu au. Așa. Încă tratăm. Stup de polistiren. Suntem într-o stupină, o să-i spunem stupină mixtă. Că avem și stup de 12 rame și stup de polistiren. Op. Se vede. Ia ridic un pic, ridic un pic să vedem. Am văzut că e fain. Numai să vedem. Wow. No, ia da. Și miere și tot ce trebuie. Super, numai atâta, numai. Nu deranjăm. Acum am pus apivarul. Cred că se vede acolo. No, e fain. Anul ăsta, spre diferență de anul trecut, coloniile arată mai bine. Să dăm un picuț de fum. Are albină multă, văd că asta hrană un pic mai puțină. Da. Îi dăm o găleată, două. Și bine a fi. Ia așa. Hai să căutăm matca. Da, vezi, în stupii ăștia nu s-au umblat de mult timp. Și aici s-au legat cu ceară, au legat peste tot, cu propolis, cu... Cum o știu ție, cum stai cu puietul? Asta e treia. Da, are puiet. E larve. E larve? Adică ăla putem să luăm. Hai că o să scot și o ramă. Așa. Are foarte multă muncă pe perioada asta. Hai de mine. Ia puțin la vina. Hai să vedem. Asta are puțină hrană. Deasupra are. Da, șep în cuib. Mai puțin. Da. Nu văd Regina. Văd trântor. Mai mulți trântori. Acolo-i? Oh, punct alb. Așa. O reperăm pe cameră. Gata. Uite și puiet are. Are. Bun. Închide-l, tratează-l. Și eu până atunci îmi fac aici treaba. Îți dau, stai să iau albine după ea. Dacă pot să iau și ceva trântori. Pe trântori. La varoa îi place să stea mai bine pe trântori. Ah, stai să și... Să și vadă. Merem de sus în jos. Așa. Luăm tot ce prindem. Trântori. Poftim. Așa. Vin aici. Deschidem. Hop. Normal. Aici trebuie să pice mai mult. Dacă nu au fost tratați până acum,
Știi? Nu știu, scuturăm. Scuturăm bine, 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 bine. Și rotit. La ala, dacă nu se închide bine, dă-i un scoș, te rog. N-am zahărul praf, că prima dată făceam un zahăr praf și după aia le treceam prin alcool, să vedem. Ia să vedem. Oi, oi, ai de mine și de mine. Așa cu ochiul liber văd vreo 15. Ia să vedem. Uite. Hai, ce de are. Mai scutur, da, se vede că nu a fost tratat. Asta e clar, uite cum stau acolo, uite cum arătă jos. Bun, mai scutur. Mai scutur, da, e clar, na. E clar. Are o 15, așa e numai la prima scuturare. După ce le mai zăpăcesc un pic. Na, știu că e o metodă mai barbară. Asta cu alcoolul, că na, după aia vine les salut. Dar prefer să aflu adevărul și să știu cum stă treaba. Le dau și cu învârtitul. Da, îs. Ia să vedem. Le lăsăm aici. Bine, dar ăsta oricum, să vezi că mâncarea are mai puțină, da. Da. Uite, un trântorache. Trebuie să luăm și unul care-i full de mâncare. Ia altul. Da, trebuie să luăm și unul care-i full de mâncare. Ia să vedem. Uite cât ți-s, nici nu-i număr. Fără număr. A, nu-s chiar fără număr, ia, 2. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Am numărat. Da. O grămadă. Dai seama? Hai să vedem cât albine am luat. Ești curios să vedem. N-am luat așa multă. Da, am luat, ca multe. M-am luat 200 bune de albine. Nu știu dacă se vede unde e liniuța. Acolo sunt 200. Și trântor. Am luat. Bun. Uite, încă mai rămas un varou aici. Aici. Nu știu cât se poate vedea unul acolo. Dar în el. Ia uite. 60, uite-te acolo. Vezi? Două zeci am numărat. Plus că mai am văzut unul aici nea pe ambalaj, uite acolo. Mai este 1,21. Da, foarte mulți. Deci, asta arată că oxistripul și-a făcut efectul. Chiar foarte bun. Uite, așa, asta e frumos. Este el pe ăsta, după cum vezi, din primăvară s-a dezvoltat cam puțin. E frumos. Da, nu, e ok. Mai puțin pe astea de plastic din capăte. Ia, deschide-l și pe ăla, și apoi oprim. Nu mai facem test. Deci la stupii ăștia nu s-au mai umblat din primăvară, din câte încerc să-mi dau seama. Da, are albine, mă. Uite ce are în feeder. Are, da. Față de primii pe care i-am făcut.
No, vă dați seama că hrănitoarele sunt lipite de ei. O, da. E frumos. E chiar frumos. Bun. Să mergem mai departe. Îi tratăm pe fiecare cu două benzi și asta e.